Începând de marți 28 septembrie, la nivel național se poate administra și cea de-a treia doză de vaccin anticovid pentru persoanele care au schema completă făcută, cu condiția să fi trecut minim 6 luni de la ultima inoculare a serului. Nu vor fi vaccinate încă persoanele care s-au imunizat cu Johnson, întrucât nu au trecut cele 6 luni de la administrarea dozei unice. În schimb însă, specialiștii recomandă vaccinarea cu a treia doză pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru cele cu boli cronice și cele din sistemul medical. Din data de 28 septembrie o să începem campania de vaccinare pentru doza a treia. Acum excludem cumva cei care sunt cu Johnson, pentru că vaccinarea la Johnson a început de abia în luna mai și încă nu sunt cele 6 luni, pentru că persoanele care au fost vaccinate de cel puțin 6 luni pot să se vaccineze. În principiu nu sunt restricții, există restricții la persoane care doresc să se vaccineze. În schimb, există niște recomandări ferme ca persoanele peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, cu comorbidități, personalul medico-sanitar, persoanele din centrele rezidențiale, acestea au o recomandare fermă de a se vaccina cu cea de-a treia doză pentru întărirea imunității. Tot de marți 28 septembrie se redeschid 2 centre de vaccinare, cel de la Spitalul Orășenesc Hațeg și de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, care se vor alătura celor 7 funcționale din prezent.